Procurorul Ion Mureșan, șeful DICOT ALBA, a fost audiat astăzi la DNA București în dosarul fostului șef al Biroului de Combatere a Criminalității Organizate ALBA, Traian Berbeceanu. Comisarul șef a depus o plângere împotriva procurorului, pe care îl acuză de fapte de corupție. Ion Mureșan a fost citat în dosarul deschis în urma unei plângeri depuse de Traian Berbeceanu, o plângere în care fostul șef al BCCO ALBA acuză fapte de corupție la nivelul conducerii DICOT ALBA Iulia. În octombrie 2013, când jandarmii și procurorii au intrat în locuința comisarului șef Trean Berbeceanu, polițistul a declarat că întreaga acțiune este o mârșăvie. În luna iulie 2013, Berbeceanu a înaintat un raport către Inspectoratul General al Poliției Române în care a semnalat deficiențe majore și ilegalități în colaborarea cu DICOT, raport care a ajuns ulterior la DNA. Fostul șef al BCC Alba a fost audiat în acest caz de mai multe ori la sfârșitul anului trecut. Procurorii au deschis o anchetă după ce Berbeceanu a redactat un raport în care se fapte de corupție a unor procurori din structura DICOT Alba Iulia. Același fapte au fost sesizate și printr-o scrisoare semnată de fostul șef al BCC Alba, care a fost făcută publică după ce acesta a fost reținut. În scrisoarea unul dintre principale acuzați este procurorul Ioan Mureșan, șeful DICOT Alba Iulia. Acesta a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să ia pe reputația ca urmare a acuzațiilor lansate de Berbeceanu, iar instituția s-a pronunțat favorabil. După audier, de precizează într-un comunicat de presă faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de Mureșan Șan Ioan, procuror șef al DICOT ALBA pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și repercursiune nedreaptă. Un Alin, ofițer de poliție judiciar în cadrul BCC Alba pentru complicitate la săvârșirea infracțiunilor concurente de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și complicitate la repercursiune nedreaptă. Și Cean Nicolae, fost procuror de actualmente procuror pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, asimilat infracțiunilor de corupție. Potrivit DNA, în cauză există date și probe din care rezultă indicii rezonabile, potrivit cărora suspectul Mureșan Ioan, procuror șef al DICOT Alba, și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu într-un dosar al DICOT Alba, prin aceea că a dispus prin ordonanța din 21 a 10 a 2013 începerea urmăririi penale și reținerea pe o perioadă de 24 de ore a lui Berbeceanu Traian, șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, pentru mai multe infracțiuni în absența existenței la dosarea unor probe sau indicii și temeinice privind săvârșirea faptelor, a folosit declarații obținute în urma unor favoruri acordate persoanelor audiate prin acceptarea ca martori a unor persoane aflate în relații de adversitate cu Berbeceanu Traian prin întrebuințarea de promisiuni nelegale sau de amenințări față de alte persoane cercetate în cauză, pentru a le determina să dea declarații împotriva lui Berbeceanu Traian prin valorificarea unor documente fără relevanță probatorie, aducând astfel o gravă vătămare drepturilor și intereselor legale ale acestuia. În cauză există date și probe din care rezultă indicii rezonabile potri privit cărora suspectul Muntean Alin, ofițer de poliție judiciar în cadrul BCC Alba, și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu, cu ocazia instrumentării celui aș dosar al DICOT Alba, prin obținerea unor declarații de martor împotriva lui Berbeceanu Traian, în urma unor favoruri acordate persoanelor audiate, prin acceptarea ca a unor persoane aflate în relație de adversitate cu Berbeceanu Traian, prin întocmirea în cursul anului 2013 a unor procese verbale de investigare cu conținut neverificabil, având caracter de inculpare la adresa persoanei cercetate folosite ulterior de procurorul de caz ca mijloc de probă prin întrebuințarea de promisiuni nelegale sau de amenințări față de alte persoane cercetate în cauză cu scopul de a le determina să dea declarații împotriva lui Berbeceanu Traian, aducând o gravă vătămare intereselor legale ale acestuia. În cauză există date și probe din care rezultă indicii rezonabile, potrivit cărora suspectul Cean Nicolae, fost procuror de ICOT, actualmente procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, cu prilejul derulării anchetei penale inițiate împotriva lui Berbeceanu Traian în cursul anului 2013, a săvârșit acte de complicitate, constând în punerea la dispoziția procurorului anchetator a unor martori părtinitori dispuși să dea declarații împotriva persoanei cercetate, transmiterea către persoane ce urmau a fi audiate a promisiunii că dacă vor accepta să facă afirmații în sensul inculpării lui Berbeceanu, nu vor mai avea probleme în anumite dosare, manipularea anumitor martori prin furnizarea către aceștia anterior audierilor a unor informații nereale pe care aceștia întrebați fiind să le expună procurorului anchetator.